Vă salut! Suntem din nou la Stupina. Astăzi e 15 decembrie. 15 decembrie, o zi superbă. O zi superbă. Albinuțele au ieșit la un zbor de curățire, așa mai firav. Probabil că de acum încolo, pentru că acum s-a încălzit mai bine, o să iasă și mai... O să iasă și mai masiv la curățire. E ceva de când n-au mai ieșit. Nu au fost temperaturi foarte scăzute, dar Albin a stat în stup, n-a mai ieșit afară. O zi extraordinară, ne bucurăm pentru ele. Ce să zic, eu n-am mai deschis, uite și pe acolo la fel, eu n-am mai deschis tupii pentru că nu mai vreau să-i mai deranjez, nici timp n-am avut foarte, foarte mult. Hai să vedem la asta care e un pic mai mult ce găsim în el. Numai puțin că nu pot să-l desfac. Ok. Ia să vedem acum ce. Patru rame s-a întins, ghemul. Da. Deci cam asta e pe aici. Nu o să-i deschid pe toți, decât am vrut să mă uit la ăla care e un pic mai mult albine, să vedem ce se întâmplă. Stupii o să-i vedem în primăvară, nu o să mai ne dăm cu părerea că poate sunt buni, poate nu sunt buni, poate s-a depopulat. Să știți că de multe ori te uiți așa pe jos și ți se pare că uite. Da. Sunt câțiva la care nu le-am mai pus nici hârtiile deasupra. Nici cărțile deasupra, am zis ca să fac așa un experiment la jumate din ei, să zic așa, la jumate nu le-am mai pus, să văd cum iernează și așa și așa. Eu v-am spus, folosesc hârtiile acelea deasupra și acum am zis la o parte să nu mai pun. Să vedem cam cum iernează așa și adică cu și fără. Da? Uite ăsta cam un pic cam agitat, probabil e ceva. Dacă îmi permite timpul, o să mă uit, cam bate un pic din aripi. Cam asta avem la stupină. Mă bucur că e timpul ăsta așa cald, să mai iasă și ele un pic la curățire. Acum, după masă, la mine bate soarele din plin, deci sunt toate șansele ca să iasă toți la curățire. Deci toată partea, și pe o parte și pe alta, bate soarele, deci nu ar fi problemă. Nu ar fi problemă. Să nu iasă. Vedem de acum încolo. Nu știu dacă o să mai stau prea mult, dar probabil că dacă ține timpul așa cald, o să iasă la curățire sigur. Cam asta am vrut să vă arăt, fiindcă am prins timpul ăsta cald. Ne bucurăm când albina iese la curățire. Vă dați seama că își eliberează și ea intestinul. Au fost, să știți că au fost destule zile, da? Au fost destule zile, uite, asta e jos de tot, da? Abia acum, e și un pic agitat. Deci,
Au fost destule zile în care n-au ieșit și cred că au nevoie. Cred că au nevoie să-și facă curățire. Uite, sunt și destul de agitate. Vor să mă înțepe. Da. Foarte, foarte agitate. Nici n-am venit pregătit cu mască. Da, pentru că nu eram pregătit să filmez. Sunt și în fața lor. Și am și cred că am și gel dat în cap. Da. Și știți foarte bine că albinele nu prea le plac mirosurile astea foarte, foarte tare, așa, mai ales de parfum, de gel sau mai știu eu ce. Cam asta e pe la mine prin stupină. E bine, iernarea e bună. Deocamdată nu am mortalitate la urdiniști de nicio culoare. Deci altă dată mai găseam albine moarte. Anul ăsta văd că e bine. E bine, să sperăm că ține tot așa. O să avem sigur și iarnă, să nu credeți că nu o să scăpăm. O să scăpăm așa fără zăpadă, nu o să scăpăm. O să vină în ianuarie, în februarie, cum vine de fiecare dată la noi, val de zăpadă și frig. Da, cam asta am vrut să vă arăt, vă salut, numai bine, dacă nu ne vedem și o să mai filmez, sărbători fericite la toți și să aveți iernare bună și albinuțele să treacă bine cu iarna cu bine, că asta ne interesează pe toți. Vă salut și numai bine.